Bună dimineața la toată lumea. Azi că este soare, m-am gândit să facem o leagă de curat în curte. Cu tot o să cadă o grămadă, iar e plin. Arată, da, ce e acolo. A ridicat la prânză. Într-o oră știi ce va fi aici, nu? Dar eu, punem ce am pățat dimineața cu telefonul lor. Hai. Hai. Poate aud comentarii după aia. Că deja am niște comentarii. Am venit dimineață de la pâine, de la cafea, și să mă dau să citesc apa. Că zicea tădicu că pleacă în oraș să ducă și asta citire la apă. Și m-am aplecat să șterg ceasul. Și mi-a căzut telefonul din buzunar direct în canal. Din hanorac, deci. Și dă-i și-a pleacă, te-aut. M-am aplecat și l-am scos de acolo. Am încercat prima dată cu sapa, cu ceva. Și nu merge. Și m-am băgat acolo, direct în ăla. Și acum am pus telefonul la uscat, pe sobă, celălaltul. Am schimbat cartela la ăsta. Și facem cu ăsta acum. Oare să mai ocupă ăla? Ce zice? Cine mai a avut telefon scăpat în apă? L-am scuturat, l-am asta, l-am șters, l-am clătit. Da. Și l-am lăsat pe sobă așa cu fața de la pe unde baci cartela, l-am lăsat cu gura în jos, așa, știi? Aștept un comentariu care mai a avut telefonul în apă, a mai funcționat după aia, după cât timp eu dau drumul. Când să-i dau drumul, dacă mai merge, dacă nu mai merge. Nu știu ce, că nu îmi trebuie să-i dau drumul acum, îl las un sus, nu? Așa că aștept comentariile voastre. Și am uitat să vă spun, dar cred că au văzut majoritatea oamenilor. Ieri când se postează video, din greșeală s-o șters toată înregistrarea de ieri, a rămas numai un capăt, dar a fost obosit la școală, cred. Și o greșit, o șters că zicea că nu se încarcă la editare. O șters din coș și din picior. N-am mai salvat nimic, n-am mai... Și ieri când am făcut 1K, de abonați, care le mulțumesc foarte mult, le mulțumim, nu, Darius? Pentru că s-au abonat la acest canal, mii de mulțumiri, și nu o să rămână așa, o să facem mult mai multe și mai frumoase, dacă o să mergem pe unde v-am zis eu că o să mergem, la băieții ăștia, peste o săptămână, peste două, de la Crăciun încolo, o să fie frumos, da? Eu am să țin legătura cu ei în continuare, câți băieți din nota 20, și le mulțumesc pentru ajutorul care mi l-au oferit ei și eu lor. Și ce să mai spun? Mii de scuze pentru filmul de ieri, care nu a fost. A fost unul ceva foarte scurt. Am făcut simonul, m-am urcat în pod, ia atât Darius aici. M-am urcat în pod, am lăsat aia ca să mă urc să văd dacă s-a uscat și că am făcut un pic de foc ieri. Când am venit de la școală, de la Darius, am zis ca să aprind un pic focul. Și înainte, ca să aprind focul, m-am gândit să mă duc să mă uit la hogeac, cum îi zice băieții. La noi se zice hornă. Și horna e căboloaică și are un cot unde sunt
cam în fund, deci aia de vreo 6-7 ani n-am mai curățat-o. Și ieri a venit rândul. Și am făcut material, am spart hornul acolo, am băgat mâna. Eram negru de funingine. Și a ieșit un video frumușel, zic eu, ieri. Dar din păcate s-a șters. Și a fost o coleagă de comedie prin pod. Era numai funing în tot. După aia pe casă m-am urcat iar. Am mai chituit-o și pe sus. Hornul. Și n-am mai avut norocul să mai încarc. Și au rămas bucățica aia de 11 minute care ați văzut-o cred. Da. Hai de minte. Să duc florile astea la porc. Mănâncă porcul la flori din astea, iese șunca parfumat, îi place tare astea. O mâncat la mieri porcul ăsta, cât m-a mâncat Și continuăm. Da. Da, băi, Darius. M-am băgat eu cu capul în jos în canalul ăsta. Dimineața la 7:30. Ce să mai scos, mă? Da, dar mai dau la tot cu asta. Și trebuie să-l duc în spate, la fel. Da, poate unii ani crede că am mai făcut video, știi? Ieri. Dar vă dați seama că știm că ieri trebuia să facem 1000 de abonați. Normal că am făcut, da? Din păcate s-o șters. A, drept dovadă, iată, a rămas și material care l-am pus pe aici, prin grochile astea. Bă, de găleata cu alea de ieri sau mi-a făcut ciment. Am pus apă în ea și am lăsat-o la muiet. Da. Da. Bă, zici cineva dacă intrăm, Darius, să facem și live. Trebuia să facem la 1000 de abonați în live, nu? Darius, ce zici? Dar nu acum, când e toată, când avem toți abonați acasă, știi? Sâmbătă, duminică, când zici tu? Dar ne mai gândim până atunci, da? Până abia începutul săptămânii, a zis Oania Grămață. Băi, chiar vorbeam cu doamna Angela la șosea dimineață la cafea. Ziceam că a zis Oania,
Și uite ce s-a întâmplat. Când am venit acasă, jap telefonul în canal. Da. Nu degeaba, băi. Darius e mart. Ai văzut? Ai văzut? Cum face Daniel? De la Daniel Sunut. Ai văzut? Asta e vorba. Ai văzut? Ați văzut? Ai văzut? Da. Așa că ați văzut? Există Marța Neagră. Ceasul răli. Da. Gata, Dariu. Deci, Dariu, ce s-a făcut? Florile astea care le-am schimbat din divieții. Frumoase. Păi ce trebuie rupul de aici, nu te așa. E trecut malai. Aduc o leacă de aici, da? Da. Băi, dar știi ce trebuie să mă urc întâi să dau de pe urmă, băi. Ia-mi, că aici într-o... Până să arătie. Eu știu, dacă se vede, vezi cum cade pânzul, nu continuă. Oricât e... Aici până nu cade toate, n-ai ce să faci. Și-a primit focul după amiază. Uite aici. Uite ce e aici, Darius. Iar nu știu lumea că-i bau-bau. Iar zice că e bau-bau, nu vreau. Ia vezi, le luați la banda asta ceva? Uite brăduleșul, ia. Și chiar s-o prinsă. Ei! Aia care i-a băgat ghiță cu portocalul la căsuță s-o... Unul s-a uscat de tot de la poartă, dar celălalt s-a început de la jumate, tot s-a uscat, nu e bun sol acolo. E mai mult lut acolo, cris. N-are cum să treacă acolo braz. A început să uscă și celălalt, știi? M-am uscat eu mai atent. Băi, dar ăsta-l iubit de aici, am. Uf, ce e aici. Cât de înalt eu cred că boschetit. O fi ele flori, poate. Aș prea urât. Nu? Domnul Darius? Da, uite, ăsta s-a prins ca lumea, nu s-a usucă, văd. Am avut mână... Cum să zici? Am fost bun la mână, poate, nu? Așa zici? Ăle, uite, am fost bun. Mamă, ce e? Vezi ce înseamnă să stai cu cuiet? Aici, a plecat.
Prea mult timp. Boschetării de aici. Nu știu. Hai bine. Hai bine. A intrat în lavanda asta. Iarba asta. Iarba verde. Ce fel a crescut în interiorul ei? Iarba asta. Ești prieten. Și când dai voie să cresc, dai voie să cresc și eu aici la tine. Și ai auzit iarba la lavandă. Și eu zic, da, intri dacă vrei. Intri dacă vrei să stai aici la mine. Aveam și noi două tufegea, așa o năpădit-o. Gata, na, bine. Așa. Așa e așa. Avizua profesorilor. Avizua profesorilor și darea asta. Cameramanul meu e liber. Dar nu e liber toată ziua. Nu? Vezi ceva după amiază? Gata, mai trag peste de aici, o leagă. Și după aia mă mut în partea alaltă. Trotuarul îl mătură cu mătura. Aici am eu. Dă-te mai încolo, că pune să am scos cu tine. Da. Mâine vreau la tine, băi. Da? Da. Azi, nu știu și eu, știi, ce-o gofar, nu știu. Poate lumea că fac treabă. Păi, da. Zici că nimeni mănâncă bau-bau. Unde mă ta? E în casă, cred. Și satul de ele, de frunzele astea, pe care cadă, de aici. Zădizul trebuie să cadă mă frunze. Ați pătat cu pățel unganul cu lemne. Zădizul numai lemne, 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 lemne. Mai ales acum, dacă dă bruma o leacă, în fiecare zi cadă. Asta vară, asta vară, auzi. Asta toamnă, era cam până pe aici, într-o dimineață frunzele, când am ieșit afară. Vezi mult de dar dacă copacul ăsta e bătrân, rău. Cade frunze la greu din el. Ai de mine.
Oameni buni! Care știți cum arată un bau-bau? Eu nu l-am văzut niciodată, oare cum? Are mâini? Are chicioare, oare? Salut, Darius! Unde pusei? În magazin. Unde pusei, auzi ce-am zis? Când dorteam și eu. Zice lumea că ne-a stricat ghiț. Auzi ce a zis Darius? Oamenii, dar ți-am mai zis, nu? Vreau să facem live. Că a făcut 1000 de abonați. N-am făcut un live. Vrei? Când? Zi. A? Nu știu. Nu știi? A. Am crezut că acum. Mamă, câte ghimbi aici. Câte ghimbi. Hai de mine. Da. Da. După cum se vede, am mai reglat o leacă cât de cât. Le-am strâns și pe cele din spate. Acum să le bag și pe astea la... să le încarc în balii. Aici mai am niște lemni crengi care au căzut din copac. Și aici am niște nisip care îmi trebuie. Încoace niște lemni astupate, niște cioate. Acum să le bag și pe astea în cadă. Uite copacelul ăsta ce frumos a făcut. Da. Hai de-mi. Fiindcă mai am o leac de timp, hai să scot și ușa asta. Să mă duc să o rad o leacă și să o pregătesc, să o aduc, să o pun înapoi aici. Hai, fată! Da. Trebuie să pun pe scaunul ăsta. Cam așa, nu? Ia, să vedem să ia asta. Thank you.
pe asta și mari, după aceea dau cu azăr cu ogele acă. Ce piele este asta? Uite că aia este. Asta e perechei. Aia e mama și asta e puiul sau cum? Da. Aia se închidea în asta. Asta trebuie să-i fac aici, aceea, ca să bag gâșul ăsta, o ial, o ceva, un cizătoare. Da, așa. Așa. Doar e ganou pe desubt, vezi? Ce culoare frumoasă are. Până nu pun placăra aceea să o apăne, cred, ca nimic. La aia așa, dar placăra, o limpică. Oare mai trebuie la răgaz să iau buteria și cu arzătorul? Le-am apucat eu ouăsă și nu era programat cimentul, ne apucăm de ciment. Ne apucăm în forță că sunt tare. Turnam un beton grozit 10 cm. Hai, când mai cade o statuă de aici? Greu de unul singur. Greu de unul singur, greu. Dar noroc că am un băiat, un verișor, care m-a ajutat la așezat acum. Bravo, Dari! Ne-am apucat de ușă. Și na.
A început să mai iau spatele. Spatele. Mai iau spatele. Mai ia ca lumea. Băi, o să-mi bag ăstea în pantaloni. Mai țin eu leacă la șoale. Gata! Să mai ceduc am dat așa. Și astea două. Dacă sunt perechi, ce asta am pus, o zic tot. Acum crede cineva că nu există baobab? Vei da. Baobabul ăsta își face de casă. Că există baobab? Nu. Nu există, nu? Păi să nu mi-a de ce zice atunci în comentarii că există. Acum da. Acum este el. Acum ne mănâncă baobab. Cu ăsta la poartă. Speram să nu-i fie foame, iar la mintea. Aole! S-a văzut cum merg pe o parte? Îngustă roaba asta la mânieri. Dar asta nu-i vrea să apară acolo. Dracu de cap. Lasă, nu-i pun. Când ai nevoie, pun câteva fiare așa și mai mult acolo unde tai lemnii, o să-i fac mai mult fier, că doar nu intră cu mașina acolo. Și la cât e gros, nu o lumește nimeni de acolo, așa că nu filmăm toată asta, că durează o viață. Ne auzim mai târziu la finalizare aproape. Am turnat cu tot. Acum spălăm o leacă asta. Hai că nimeni nu mai pot să faci. Ради шуме. Am terminat de spălat gardul. Tot. Să vă arăt și unde am turnat ăsta, betonul. După 3 ori și ceva, 4 ori am terminat. Bine că n-am pus numai aici. Am pus și în magazia aia la altă și prin grădină. Aici afară. Am așa întâlnit cu el până aici. Așa. Aici e într-un ștrechi, cam așa. Bine. Înțelegeți să nu se ducă apa înăuntru. Iar dincolo trebuie să mai zic că nu mai am cuvinte. Ce să mai zic? Cum se vede?
groasă, aici au băgat fiarii multi, în capătul ăsta unde tai lemnii aproape de geam, iar încolo e 6-7, aici e până la 10 cm. Mulțumim. Da. Ei, și ce urmează să tai lemnii după aia, dacă m-am luat o grămadă de timp betonul ăsta. Într-un final am terminat și cu el, ca să pot să închid acolo USB-ul ăsta, stai aici, plânge, patru foi. Și unde am mai pus? Am mai pus aici. Aici, de cum se vede, am mai pus-o din asta. Aici punem cada toamnă de vin. Și aici am turnat la tomberon, unde vine locul la tomberon, cu strechi. Și aici la intrare în căsuță. Era dezastru, s-o spart, s-o măcinat. Tot la fel un pospai așa. Pospai, că e mai gros. Chiar. Și aici la grădină. Zgremțuros, că aluneca mereu când vineam de la port, dincolo. Aici nu-i babau, e grăunță, e concentrat, e alt treabă. Da. E da. Da. Și cam asta e ziua de azi. Eu mi-ar căit într-o parte. Câte roade am cărat, cred că vreo 200 și ceva. Da. Să-mi iau o pereche de pantaloni de aici, da? N-am pantaloni, să mă schimb.